Iodura de potasiu este distribuită gratuit în aproximativ 100 de farmacii din județul Constanța. Ministerul Sănătății desfășoară zilele acestea o campanie națională de distribuire a iodurii de potasiu, iar printr-o postare pe Facebook amintește cetățenilor faptul că aceasta se eliberează doar pe baza prescripției medicale eliberate de medicul de familie. Conform recomandărilor din prospectul produsului, iodura de potasiu nu este recomandată persoanelor care au depășit vârsta de 40 de ani. Iodura de potasiu se administrează numai în caz de incident nuclear, la indicațiile autorităților. Lista farmaciilor comunitare care distribuie gratuit comprimatele de iodură de potasiu poate fi consultată pe site-ul Ministerului Sănătății mese.ro. Ceea ce face practic este să prevină apariția unor forme de cancer tiroidian câțiva ani după accidentul nuclear. Până în 40 de ani se administrează, peste 40 de ani riscul nu mai este așa de mare și nu este practic folositoare. De asemenea, este foarte important de știut dacă este administrată preventiv, mai ales la persoanele care au o anumită patologie tiroidiană, cum ar fi nodul tiroidien sau o hipertiroidie sau o hipotiroidie, poate declanșa anumite tulburări endocrinologice care sunt foarte periculoase. Hipertiroidie, o criză tirotoxică, deci clar nu se recomandă decât luată după accident nuclear, în niciun caz preventiv.